Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul gameplay, să zic așa, de pe canal. Pentru că nu va fi o serie, pentru că folosesc de prea multe ori, pentru că... Bun, deci pentru că... Nu știu, dacă vreți o serie, lăsați un like acolo și un comentariu și eu o să postez mai des. Bun, cred că deja v-ați dat seama ce joc este. Numai puțin să văd dacă filmează. Ok, filmează. S-a întrerupt pentru o secundă, dar și-a revenit. American Truck Simulator. Nu l-am cumpărat momentan, deoarece v-am zis că nu o să cumpăr jocuri, pentru că strâng bănișorii pentru calculator, adică să mi-l iau să fie mai bun. Și l-am luat crăcuit de pe Filelist, dar merge, e în regulă, ne putem juca și va fi un review gen, sau mă rog, un gameplay la acesta. Bun, asta durează 3 ore. Anu, oferta expiră în 3 ore. Hai să luăm pe ăsta dacă e. Sau să luăm unul mai mic. L-aș lua pe ăsta. Nu. Ăsta e la fel cam ca ăsta. Hai să luăm pe ăsta. Dăm accept sarcină. Oricât de lung ar fi. O, lungime cursă 400 km. Și sper că nu este destul de tare, adică sper că este destul de ok la capitolul volum. Trebuia totuși să cuplez al doilea monitor, pentru că mi-am luat un monitor pentru viitorul calculator, de fapt două monitoare. Ok, și cam așa arată, oh, fac, cred că am un pic de lag. Bun, haide totuși să vedem cum se mișcă. Dăm drumul, așa frumos. Eu zic că se mișcă ok. N-am grafica foarte sus pentru că îmi rupe procesorul. Dacă e vorba de grafică foarte sus. O să fac ceva de genul. Ok, nu are die on board. Dar nu contează. O să fac așa ceva. Și modificăm asta. E în regulă. Bun. Semnalizăm frumos aici. Hai, să dăm înainte, sper că nu intru în ala. Ok, n-am intrat, am scăpat. Bun. Și vă mai zic încă o dată, dacă vă place acest gameplay, lăsați cât mai multe like-uri și poate o să mai filmăm. Adică poate o să mai filmeze episoade din American Truck Simulator. Stați mai puțin să umblu la mod de joc. Și nu. Comenzi. La sensibilitate direcție. O dau un pic mai mare. Bun. Am văzut câteva, de fapt, m-am jucat eu un pic pe acest joc, adică seara după ce l-am descărcat. Și să zic că e destul de decent. Bine, cere grafică ca să se vadă foarte, ups, era roșu. Trist. Da, deci tot îmi scade din bani, vedeți și voi că am avut acolo pe minus 2000, pentru că încă nu m-am obișnuit cu toate regulile de circulație la asta. De exemplu, avem poliție. Avem mai multe chestii. Doamne, dar semaforul e tocmai în partea opusă. Ești prost la cap. Ne băgăm și noi pe banda asta de aici. Dar pot să zic că orașele și tirurile sunt bine, okay, bine făcute. Sincer, m-ar bate gândul să-l cumpăr. American Truck Simulator. Dar n-aș vrea să cheltuiesc 20 de euro, 20 de euro, da, 20 de euro, adică vreo 50 de lei, un milion aproape. De fapt, cred că e chiar un milion. Da, un milion. Da, bine, l-aș putea lua după G2-a cu 15. Dar n-aș vrea să-i cheltuiesc, pentru că, v-am zis, strâng bănișorii să-mi iau un PC decent pentru gaming, pentru filmat. Și pentru asta, dacă mă susțineți, dați un share la mai departe, la să vad mai mulți. Să știe mai mult de canalul meu, mă rog. Înțelegeți voi de la ce mă refer. Asta e pilot automat, bănuiesc. Hai totuși să accelerăm noi, așa să nu-l lăsăm pe pilot automat, pentru că nu... Nu-i nimic interesant la el. Bun. Păi deci, o să zic că... Adică am mai zis chestia asta, tirurile sunt ok, adică chiar arată bine.
mă rog, grafică un cât de cât, la mine e pe medium în momentul de față grafica și e decentă. Am pus frână un pic acolo, dar mi-a revenit. Cumva, ava nu. Bă, și văd că tirul se duce destul de tare, adică avem 109 km la oră. Scuze. Bun. Aș putea să las chestia aia acolo în dreapta. Vedeți și voi cum arată și harta. Nu știu, pentru cei care n-au văzut harta. Oh, avem un e-mail. Noi modele Peterbilt disponibile. Da, am selectat la început ca ok, deci nu putem. Ca camionul preferat, vedeți, vehicul preferat Peterbilt. Spuneți că ăsta se citește în engleză, 579. Dacă nu e Peterbilt 579. Ok. Haideți să vedeți și harta. E destul de decentă harta. Trebuie să fac chestia asta. Ok. Harta momentan e micuță, dar vedeți voi că se extinde, se poate extinde încolo. Și e tot la fel construit ca Euro Truck Simulator 2. Bine, cu noile update-uri. Adică cu să-ți faci tu un traseu. Dacă ai vrea să mergi pe acel traseu, mă rog. Și dar oricum, pot să zic că chiar arată super bine, adică nu sunt aceleași șosele, nu sunt aceleași orașe ca în Euro Truck Simulator 2. În Euro Truck Simulator 2 este ceva standard, doar un singur tip de orașe și tiruri mai bagă de câte puțin așa din anumite din cum se numește? Noi cu anumite modele, anumite mă rog, v-ați prins, băi. Și am început din nou să filmez cu OBS-ul, pentru că Fraps-ul mă rupea stat și la render și la upload și s-ar putea cu ocazia asta să pun două episoade pe zi, cel puțin în vacanța asta. Iar nu am postat deoarece nu am avut cum să zic, timpul necesar, deoarece ar trebui să plec până în oraș și nu am postat. În fine, asta nu cred că vă interesează. Ok, vreau să schimb din bord aia. Bun. Vedeți, voi suntem pe Rodbar sau Rod, nu știu cum, nu știu cum se zice mai precis în America. Vedeți acolo pe hartă, în dreapta jos, acum a dispărut. Era semnul ăla cu 15. Dar e o chestie pe care încă nu o înțeleg la actualul radar. În partea dreaptă acolo, în colțul din stânga, scrie 89. Cumva că suntem pe drum 89 sau... Na, chiar nu înțeleg chestia asta. Cred că o să intru până la Barstow, dar nu știu, sau Barstow. Nu știu sigur, aș vrea să bag benzină. Sau nu, hai totuși să mergem înainte. Că ne-am prins viteză și ar fi păcat acum să ne oprim, pentru că avem totuși... mai avem 180 de km. Ok, am crezut că am rămas la 400 de km. Vedeți și voi orașul cum se întinde și pe dreapta și pe stânga. Și este destul de măricel, adică lung. Bun, nu o să opresc, v-am zis, nu o să mă duc acum la benzinărie, cu toate că... Aș vrea să văd și sistemul de benzinărie. Ah, avem pe dreapta aici, super. Super, awesome. Ok, începem să încetinim și noi. Și ne băgăm frumos aici. Stai să vedem, deci benzinăria este... Ah, ok. Ușor, 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 ușor. Cu talent, ușor, ușor, perfect. Deci tot la fel este sistemul. Da, deci aparent sistemul este la fel, doar, adică, mai nimic schimbat. Drăguț. Bun, am vrut și rezervorul. Avem și loc de dormit.
Normal că sunt preluate de angajator. Dar nu știu ce-i chestia aia acolo. Do not enter. Pornesc ideea de... e cântar? Ia, că sunt curios. Ups. Nu, nu trebuia să intru aici. Ok, dăm înapoi. Nu, 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 nu. Mamă, ce era să... cât damage era să iau acum. Ok. Merge și noi, așa că puteam să tai toată chestia, toată strada aia, dar nu suntem genul la care taie din șosea. Noi conducem corect. Hai, PC, du-te tu. Așa, bravo. Bun. Tirul văd că merge destul de ok, adică deja am 70 la oră și deja trebuie să încetinesc, că trebuie să pe dreapta și nu mai mergem pe autostradă. Ok. Interiorul standard cu pat în mijloc. Mă rog, chiar arată bine. Mie unul îmi place. Și la fel poți ieși pe geam, te uiți în jos, în sus. Dar chiar, oh, poți te uiți în sus, ești prost. Nu știam. Da, era o metodă în care puteam să mă duc pe partea cealaltă. Dar nu mai știu unde și cum mergea chestia aia. What the fuck? Ai de capul și de zilele mele. Nu trebuia să fac chestia aia. Ok, am făcut accident. Noi bai. Nu trebuia să facem chestia aia. Băgăm și noi avariile. Ne iertați, domnule, ne iertați. Oh, visit service. Ne-a scris și în bord acolo cu visit service. Băi, ești prost, ce erau chestiile alea, bă? What the fuck? Deci nu pot să răspund acum, îmi pare rău. Trist pentru tine. Bun. Dar cred că cam asta a fost gameplay. O să termin eu, pentru că mă lungesc prea mult cu episodul. O să termin eu această cursă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Da? Cam asta e tirul. Asta e American Truck Simulator pentru cei care nu știu. Dacă vreți o serie, lăsați un like și un comentariu. Și am fost King și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!